Aleșii municipali au hotărât ca în complexul studențesc într-un anumit perimetru să nu se mai consume băuturi alcoolice, însă se pare că proprietarii de localuri nu respectă hotărârea consilierilor. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amenzi între 500 și 2500 de lei. Au fost verificate aproape 30 de societăți. Niciuna nu a respectat HCL-ul. La punctul 5, societatea comunitară automotiv Brăgați a amenajat un parc. Am prezentat la conferința de presă, inclusiv imagini din acel parc, și îl donează municipiului Timișoara cu tot mobilierul specific pe care l-am prevăzut acolo. Vreau să mulțumesc pe această cale acestei companii, Continentalul Automotiv Brăgați, care are construcții proprii în Timișoara, care are circa 2000 de locuri de muncă, majoritatea covârșitoare la lor pentru personal cu studii superioare, majoritatea ingineri, companie care se văd printre puține ce fac în Timișoara și cercetare dezvoltare. Dincolo de asta, iată că se implică și în problematica orașului și face un gest demn de toată lauda, amenajat foarte frumos un parc. Vis-a-vis de această hotărâre a Consiliului Local, Prefectura Timiș a cerut mai multe explicații. Altfel, prefectul de Timiș ar fi atacat hotărârea în contencios administrativ. Va fi atacată hotărârea în contencios administrativ de prefectură? Știu că vă cereau la un moment dat anumite explicații. Da, am dat explicații domnului prefect și cred că am fost convingători. Noi am avut consultare publică pe acest subiect, am avut o discuție cu liderii organizațiilor studențești ale universităților care au cămine în complex și vreau să vă spun că am și supus la vot acel proiect și liderii studenților în unanimitate au fost de acord cu el. Primarul Nicolae Robu declară că vor urma numeroase controle în viitorul apropiat.